Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi voi începe din nou un tutorial pentru doamnele începătoare. Vă rog să scuzați în primul rând faptul că vocea mea este așa cum este, sunt foarte răcită încă, o răceală interminabilă, nu-mi trece, însă voi încerca să lucrez astăzi un nou proiect pe care îl voi realiza după una dintre fotografiile trimise de dumneavoastră. Acest proiect este adresat doamnelor începătoare și împreună vom lucra această surpriză, vreau să-l numesc un proiect surpriză. Pentru aceasta avem nevoie de în primul rând de culoare albă, eu voi folosi firul Bravo. Apoi a doua culoare, eu am ales culoarea Mauve din gama firului Cristal. Sunt două fire poliacrilice care pot fi lucrate cu croșetul numărul 3. Însă eu voi lucra cu croșetul numărul 2 din același motiv pentru care vă vorbeam și când am făcut puișorul de rățușcă. Nu aș vrea ca melana să iasă afară. Am încercat modelul, am încercat să văd cum iese. Numărul 3 este prea mare. Apoi vom avea nevoie de melana pentru a umple proiectul pe care îl vom lucra. Vom avea nevoie de pânglicuță. Am aici două tipuri de pânglicuță, mai îngustă. Aceasta are 1 cm lățime, iar apoi voi folosi panglica de mătase cu o lățime de 2,5 cm. Vom avea nevoie de acul pentru cusut lână, acul cu gaură mare. Vom avea nevoie de un pic de fir negru, un pic de fir culoare mauve. Vom avea nevoie apoi de o pereche de ochișori pe care vom alege în funcție de mărimea lucrării. Am aici mai multe dimensiuni, le vom alege la momentul potrivit. Vom avea nevoie de fir despărțitor, de foarfece și, așa cum vă spuneam, de croșet. Voi folosi croșetul cu numărul 2. Înainte de a începe lucrarea, voi lăsa camera un pic mai jos, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce realizez. Și vom începe lucrarea propriu-zisă. Voi începe cu culoarea albă. Așa cum vă spuneam, acesta va fi un proiect surpriză. Nu mi-aparține. Este un proiect tradus din limba rusă, un proiect care aparține doamnei Elena Belova. Cum vă spuneam, fotografia mi-a fost trimisă de una dintre dumneavoastră. În cercul magic vom face un ochi de început, dar mai înainte voi lăsa camera un pic mai jos, în felul acesta. Sper că așa veți reuși să vedeți. În cercul magic vom face un număr de 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 și cel de-al șaselea picioruș scurt. Acum vom închide cercul magic și vom închide totul cu fir alunecat. Am mai început odată filmările la acest proiect, însă m-am simțit foarte rău și la jumătate trebuie să închid. Din acest moment, dumneavoastră puteți pune firul despărțitor. Eu voi lucra acum fără el.
pentru rândul 2, în corespondența fiecărui dintre cele 6 piciorușe, noi vom lucra o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Am făcut deja două mulțiri, voi face și pe cea de-a treia, după care vom lucra singure. Am obținut cele 12 piciorușe scurte, acum vom lucra un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Și vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o mulțire, am repetat de 6 ori pe parcursul întregului rând și am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 24 piciorușe scurte. După ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire, am repetat pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 24 piciorușe scurte, acum vom face un rând de 24 piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 2, 3, în următorul ochi vom face o mulțire, vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Mi-a scăpat un pic firul. Se întâmplă. Deci o nouă mulțire aici, după care vom continua singure. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am repetat pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut cele 30 de piciorușe scurte, acum vom lucra un rând de 30 de piciorușe scurte, după care vom continua. Am lucrat cele 30 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În următorul ochi vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am repetat pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului am obținut 36 piciorușe scurte, acum vom lucra aceste 36 piciorușe scurte așa cum se găsesc. Noi ne întâlnim la capătul rândului, după care vom continua lucrarea. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5. În următorul ochi vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 42 piciorușe scurte.
După ce am lucrat cinci piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am repetat pentru un total de 6 ori. Am obținut un număr de 42 piciorușe scurte. Acum vom lucra aceste 42 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. În următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 48 de piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte, urmate de o mulțire, am repetat pentru un număr de 6 ori această secvență, am obținut 48 de piciorușe scurte. Acum vom face 3 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește, 3 rânduri de 48 piciorușe scurte. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte cu culoarea albă. Acum vom face schimbul, vom pune culoarea mov. Voi intra în primul picioruș din rândul următor, nu îl voi închide, ci voi adăuga culoarea mov și voi închide acest picioruș cu mov. Voi continua să lucrez 48 de piciorușe scurte. În același timp voi ține pe spate amândouă firele pentru a le da un pic de stabilitate. Și voi continua cu un nou rând de 48 de piciorușe scurte, de data aceasta cu această culoare. Dumneavoastră puteți folosi culoarea de care dispuneți, culoarea pentru care aveți pămblicuță sau chiar dantelă. În locul pămblicuței puteți folosi danteluță. Acum voi abandona firul alb, dat un pic de stabilitate, și vom continua cu culoarea mov, lucrând acest rând de 48 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Și vom continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului. Dacă vă amintiți, aici am făcut schimbul de culoare. Am început ochiul, piciorușul scurt cu alb și l-am închis cu culoarea mov, de aceea vi se va părea că este o diferență. Însă eu am lăsat firul, aici am terminat cele 48 de piciorușe scurte și am început noul rând. Acum voi face un rând de 48 de piciorușe scurte în tehnica backloop. Voi lua doar partea din spate a firului, a piciorușului, o jumătate de picioruș, vedeți, în felul acesta, și vom lucra un rând de piciorușe scurte în tehnica backloop. Deci nu vom intra în tot ochiul, vom lua doar partea din spate. În felul acesta vom lucra întreg rândul, iar noi apoi vom continua lucrarea. Nu este greu, să știți. De
ați mai lucrat un pic alături de dumneavoastră, să vedeți exact cum procedez. Cred că ați mai întâlnit această tehnică până acum. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Deci 48 de piciorușe scurte în tehnica back loop. Așa trebuie să arate. Acum am terminat acest rând în tehnica back loop. Vom continua lucrând 4 rânduri de câte 48 de piciorușe în mod normal. Deci vom lua fiecare picioruș și îl vom lucra picioruș scurt, normal. Sensul acestui rând de piciorușe back loop va fi de a ne orienta în momentul în care vom ajunge la partea finală a lucrării. Va fi un punct de reper pentru noi. Apoi veți vedea despre ce vorbesc și, așa cum vă spuneam, vom continua lucrând 4 rânduri de 48 de piciorușe scurte, lucrate normal. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestor 4 rânduri. Am terminat cele 4 rânduri cu culoarea mov, cele 4 rânduri de câte 48 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 6 piciorușe scurte. 2 3 4 5 6. După care voi face o scădere. Voi intra prin partea din față a următoarelor două piciorușe și voi face o scădere. Voi continua în acest fel pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 42 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am lucrat 6 piciorușe scurte, urmate de o scădere, pentru un total de 6 ori, am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum voi face un rând de 42 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl lucrăm așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, urmate de o scădere, vom repeta această secvență pe întreg parcursul rândului, pentru un total de 6 ori, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 36 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut un total de 36 piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 piciorușe scurte. Am deja 2, 3, 4, după care vom face o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte, urmate de o scădere, am repetat de 6 ori această secvență, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum am lucrat 3 piciorușe scurte, după care voi face o scădere.
Voi repeta pentru un total de 6 ori. Deci 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3. Din nou o scădere. Vom repeta, așa cum spuneam, pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 24 piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte, urmate de o scădere, am repetat de 6 ori această secvență, am obținut un număr de 24 piciorușe scurte. Acum vom lucra, deci eu am lucrat deja 2 piciorușe scurte, urmate de o scădere. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Deci noi ne întâlnim la capătul acestui rând cu 18 piciorușe scurte. La sfârșitul acestui rând am umplut lucrarea noastră cu melană, pentru că după aceea va fi mult mai greu să o umplem în totalitate. După cum vedeți, deja s-a conturat, are forma unui ou. Vom continua cu un nou rând în care vom lucra de data aceasta un picioruș scurt, urmat de o scădere, deci un picioruș scurt, după care vom face o scădere, vom repeta pentru un total de 6 ori. Iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. O scădere și lucrăm singure apoi. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o scădere, am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom face 6 scăderi consecutive, deci 6 scăderi una după cealaltă, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 6 piciorușe scurte. Am făcut prima scădere. Doua. Vom continua astfel. 3. Cea de-a cincea. Sper să se vadă bine. Iar acum voi face cea de-a șasea scădere și ultima. Am obținut cele 6 piciorușe scurte. Acum eu voi scurta firul și voi închide lucrarea. Am lăsat firul un pic mai lung pentru că voi coase. Să fiți atente să umpleți bine lucrarea cu melană, pentru că altfel nu va avea forma dorită. Voi intra în fiecare, în corespondența fiecărui picioruș cu firul. Acesta. Aici este ultimul. Voi trage firul, voi închide și voi pierde undeva
acest capăt de fir. Vedeți că aici, la sfârșit, la sfârșitul lucrării, un pic se observă puține goluri. De aceea eu am preferat să lucrez cu un croșet mai mic. Imaginați-vă dacă aș fi lucrat cu croșetul numărul 3, peste tot ar fi fost vizibile aceste mici găurele. Vedeți, așa se vede foarte puțin, foarte puțin. În schimb, lucrarea în general, uitați-vă, este perfectă. Deci, mare atenție cum umpleți lucrarea. Eu voi scurta acest capăt de fir și vom continua lucrarea noastră. Am terminat partea centrală a lucrării. Acum vom continua din nou cu culoarea albă. În cercul magic, voi face mai întâi primul picioruș de început, cel care nu îl punem la număr, după care vom face un număr de 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea. Acum vom închide cercul magic cu piciorușa alunecat. Sper să intre. Și voi închide rândul. Următorul rând, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Și la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. 12 piciorușe scurte. Vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt. Iar în următorul picioruș vom face o mulțire. Vom repeta de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. După care vom continua. După ce am lucrat un picioruș scurt, urmat de o mulțire și am repetat de 6 ori pe întreg parcursul rândului, am obținut un număr de 18 piciorușe scurte. Acum vom lucra 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci de 4 ori vom repeta acest număr de piciorușe. Iar noi ne întâlnim după ce terminăm cele 4 rânduri. Am terminat cele 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi face o scădere. Și voi repeta încă o dată, 7 piciorușe scurte, o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 16 piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat de 2 ori 7 piciorușe scurte urmate de o scădere și am obținut 16 piciorușe scurte, acum vom face un rând de 16 piciorușe scurte. Vom continua rândul următor lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom face o scădere. Vom repeta încă o dată 6 piciorușe scurte urmate de o scădere,
iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am lucrat 6 piciorușe scurte urmate de o scădere. Am repetat de două ori această secvență, am obținut cele 14 piciorușe scurte. Acum voi face un rând de 14 piciorușe scurte. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Vom face o scădere. Vom repeta din nou 5 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 12 piciorușe scurte. După ce am lucrat 5 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat de două ori pe întreg parcursul rândului, am obținut cele 12 piciorușe scurte. Acum voi face un rând de 12 piciorușe scurte. Astăzi vă voi vorbi despre un alt canal de YouTube pentru iubitorii de muzică ușoară, muzică ușoară bună, de calitate. Vă recomand canalul de YouTube Lia22. Lia este sora mea. Ea locuiește în Canada. Este profesoară de limba engleză, dar așa a fost dăruită ea de către mama și de către mama natură, cu o voce minunată. Am terminat cele 12 piciorușe scurte, voi continua lucrând 4 piciorușe scurte. 2, 3, 4. Voi continua cu o scădere. Voi repeta încă o dată, 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 10 piciorușe scurte. După ce am lucrat 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, am obținut 10 piciorușe scurte. Acum vom repeta cele 10 piciorușe scurte. Voi continua să vă vorbesc despre canalul de YouTube al surorii mele. Așa cum vă spuneam, ea a fost înzestrată de mama cu o voce minunată. De mică ea a cântat, s-a axat pe muzica ușoară, a cântat foarte mult, a colindat întreaga lume, a cântat în Rusia, în Cuba, în Mexic, în Japonia, în Germania, în foarte multe țări. A colindat lumea, practic, cântând, până când s-a stabilit în Canada. Acolo este familia ei și are acest canal de YouTube. Cine dorește, poate să viziteze. Dacă îi place muzica pe care o cântă, a adoptat și alte tipuri de muzică din repertoriu internațional. Acum voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, un nou rând, deci 3 piciorușe scurte. Iar după cele 3 piciorușe scurte, vom face o scădere. Vom repeta încă o dată.
La sfârșitul rândului vom obține un număr de 8 piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am terminat și acest rând. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte urmate de o scădere, am repetat încă o dată, am obținut 8 piciorușe scurte. Acum voi lucra un rând de 8 piciorușe scurte. Voi continua în câteva cuvinte să vă vorbesc despre Lia 22. Cât timp a fost în România participată la numeroase concursuri, cum se organizau în acele timpuri, a câștigat întotdeauna lotca de aur, multe dintre ele nu mi le amintesc. Apoi a cântat alături de nume renumite. Cântat cu Mihaela Runceanu, cu Adrian Daminescu, Gabriel Dorobanțu, cred. Am terminat și acest rând. Voi continua lucrând două piciorușe scurte. Urmate de o scădere. Voi repeta încă o dată. Două piciorușe scurte urmate de o scădere. 2. Și ultima scădere acum. Astfel am obținut 6 piciorușe scurte cu care vom încheia această parte a lucrării. Vom tăia firul un pic mai lung, să putem coase apoi. Vom închide lucrarea și astfel am obținut o urechiușă. Între timp, eu am lucrat-o și pe cealaltă, pentru că tutorialul nostru surpriză va avea și un final surpriză. Voi continua cu cercul magic, în care voi face mai întâi un picioruș scurt de început. Acesta nu îl vom număra, ca de obicei. Și vom lucra un număr de 9 piciorușe scurte în cercul magic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vom închide cercul magic. Piciorușa alunecat. Sper să se vadă bine ceea ce fac. Iar acum vom lucra 9 piciorușe scurte. Deci un rând în care vom respecta același număr de piciorușe. 9 piciorușe scurte. Avem deja 2, 3, 5, 6, 7, 8 și cel de-al 9-lea. Vom pune firul despărțitor. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș scurt, vom face o mulțire. Iar la sfârșitul acestui rând, vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Cu atenție, vom număra, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând cu 18 piciorușe scurte.
Am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum vom face 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Și fiecare piciorușă îl vom lucra așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Am terminat cele 3 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Acum vom face 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iar acum vom face o scădere. Vom repeta încă o dată aceste 7 piciorușe scurte urmate de o scădere. Iar la sfârșit vom obține un număr de 16 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, apoi vom face o scădere. Vom repeta încă o dată 6 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Vom continua și vom lucra 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Apoi din nou vom face o scădere. Vom lucra încă o dată același raport. 5 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține 12 piciorușe scurte. Pentru rândul următor, lucrăm 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Vom face o scădere. Vom repeta încă o dată 4 piciorușe scurte urmate de o scădere, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 10 piciorușe scurte. Am ajuns la sfârșitul rândului, obținând cele 10 piciorușe scurte, voi lucra 1, 2, 3, 3 piciorușe scurte, apoi voi uni cu prima parte pe care am realizat-o și vom continua lucrând piciorușe scurte de jur împrejur. Și astfel vom obține un total de 20 de piciorușe scurte. Deci vom lucra de jur împrejur, prinde fiecare picioruș. Voi lucra împreună cu dumneavoastră, joseau de bătrână care și ea tușește. Auziți zgomote mai ciudate, este bătrână. Care între timp s-a trezit și ea. Voi continua cu
partea următoare, pe comunie. Vom ști din instinct când am ajuns la capătul rândului, pentru că se cunoaște după lucru. Deci aici suntem deja la capătul primului rând. Voi continua lucrând. 1, 2 piciorușe scurte. O scădere. Și vom repeta de jur împrejur, două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Și două piciorușe scurte, o nouă scădere. În felul acesta vom lucra de jur împrejur. Voi lucra alături de dumneavoastră. Aceasta este o parte așa un pic mai delicată, să spunem. Două piciorușe scurte, o nouă scădere. Din nou două piciorușe scurte. Două piciorușe scurte. O scădere. Când am ajuns la capătul rândului, vom umple cu un pic de merană. Acestea vor fi piciorușele surprizei noastre. Mânerul croșetului voi introduce în interior. Vedeți, în felul acesta. Având grijă ca această parte care am lucrat-o ulterior să nu fie plină, să fie goală. Deci vom umple doar această parte din față. Aici și partea care am lucrat-o după ce am unit lăbuțele va rămâne goală. O introduce și în cea de-a doua lăbuță, un pic de melană. În felul acesta. Le vom aplatiza în felul acesta. Așa. După care vom continua un alt rând de scăderi. Vom face un picioruș scurt, o scădere, până când vom ajunge din nou la capătul rândului. Picioruș scurt, urmat de o scădere. Cred că acest tutorial îl voi încărca mâine dimineață
Apoi voi veni cu partea a doua, pentru că în partea a doua aș dori să vă arăt câteva lucruri care vor face diferența între tutorialul inițial după care am lucrat. Vă spuneam că am lucrat după tutorialul doamnei Elena Belova, după o fotografie pe care mi-ați trimis-o dumneavoastră, doamnele începătoare, însă aș vrea să vă arăt două variante în care putem aranja acest animăluț pe care l-am lucrat până acum. Bineînțeles, timpul acum nu-mi permite să stau mai mult, pentru că este nevoie de mult timp pentru a coase totul și a pune în practică. Voi continua din nou cu piciorușe scurte și cu scăderi, deci chiar dacă am terminat rândul, odată voi continua în același mod, făcând piciorușe scurte și o scădere. Deci un picioruș scurt, urmat de o scădere în felul acesta, până când ajung la capătul rândului. Deci vom scădea în orice mod posibil. Și odată ajuns aici, noi vom tăia firul, vom lăsa o bucată mai lungă pentru cusut. Așa cum spuneam, sunt două posibilități de a aranja acest animăluț. Mâine voi încărca această parte, astăzi este luni. Nu știu dacă în seara aceasta voi avea timp să-l încarc în totalitate, pentru că durează foarte mult, este foarte greu internetul. 52 de minute, asta înseamnă în jur de 6 ore. Nu, va intra prea târziu în noaptea aceasta. Mâine îl voi pune. Între timp, eu voi filma cea de-a doua parte și voi veni cu cele două moduri în care putem ansambla toată aceste părți pe care le-am creat. Le pun un pic mai în față aici. Deja cred că v-ați dat seama că este un iepuraș. Eu vă mulțumesc pentru vizualizări. Vreau să vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Vreau să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru cuvintele frumoase. Doamnele începătoare, sunteți extraordinare și eu vă iubesc, nu numai dumneavoastră pe mine. Vă mulțumesc din suflet pentru cele câteva cuvinte care sunt scrise din inimă. Astfel îmi dați forță, îmi dați curaj să merg mai departe. Vă rog să scuzați ziua de astăzi, v-am spus, am o răceală care de câtva timp nu mă lasă. Am încercat să lucrez, am reușit până aici. Acum ne întâlnim în următorul tutorial. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrieș și vă aștept alături de mine cu noi tutoriale. La revedere!